Bună ziua! Bună ziua, doamna, v-ați recunoscut din azi, mergi cu cedură simplificată. Bună ziua, doamna Mătălă! Poate nu mă duc, poate nu mă duc. De ce nu vrei să vorbiți cu noi? Că am înțeles că totuși v-ați recunoscut vina. Aveți ceva de declarat? Da, Cătălin, și oricum vă loviți între voi. Regretați ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 2 ani? Domnul ministru, v-ați interesat vreodată de soarta victimei de când s-a întâmplat accidentul și până în acest moment? De ce nu vreți să prezentiți? Totuși sunteți o soartă de soartă victime, este o persoană asumată. Aveți cei 500.000 de euro pe care cere victima să-i dați? Cum vi se pare suma cerută?